Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Bine v-am găsit la Europa FM cu ajutorul și implicarea Astella Pharma România. Continuăm să vorbim cu experți în sănătate pentru a ne asigura că informațiile de care avem nevoie atât noi cât și cei dragi nouă cu privire la starea noastră de sănătate și la depistarea din timp a diverselor probleme ce pot apărea pe parcursul vieții vor ajunge la cei care ne ascultă sau ne urmăresc în aceste momente. Fă mai mult pentru tine, verifică-ți prostata. Iată o campanie de informare și educare cu privire la impactul cancerului de prostată asupra pacienților și familiilor lor, inițiată de Astella Pharma România. Iar expertul cu care vom sta astăzi de vorbă este doamna dr. Amedeea Niță, medic primar oncologie medicală. Bună ziua, doamna doctor, mă bucur să vă cunoaștem. Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație și pentru oportunitatea de a fi alături de dumneavoastră în următoarele minute. Sper să vin cu câteva informații utile pentru ascultătorii dumneavoastră și eventual, sau mai puțin eventual, pacienții noștri. Voi începe prin a aminti faptul că neoplasmul de prostată este o mare problemă de sănătate la nivel, la nivelul țării noastre, dar și la nivel mondial, în sensul că ocupă un loc fruntaș cu ghilimele de rigoare, un loc 2 ca incidență la bărbați după cancerul broncopulmonar, fără doar și poate că există semne și simptome care ar trebui să atragă atenția pacienților noștri și să îi îndrepte către medic, pentru că statisticele spun cu totul și cu totul altfel, și anume spun că pacienții noștri așteaptă foarte mult până când ajung în primul rând la medicul urolog și ulterior la noi la oncologi, în diagnosticarea și respectiv tratamentul acestei boli. Și avem câteva date statistice extrem de nefavorabile. Practic, la momentul actual, la nivel european, doar 27% din bărbați recunosc simptomele acestui neoplasm. Restul le tratează ca și când ar fi niște chestii absolut normale în existența dumnealor. Pe de altă parte, 43% din bărbații europeni nu se duc la doctor în momentul în care observă sângele în urină, care este un simptom extrem de alarmant. Și de asemenea, există iarăși un procent de aproape 30% din pacienți care așteaptă mai mult de o săptămână ca să se prezinte la medic în momentul în care au durere în momentul urinatului. Deci sunt niște date statistice care spun că oamenii încă nu au o informație corectă vis-a-vis despre diagnosticul și semnele și simptomele acestui tip de neoplasm. Și acum voi începe așa să fac o scurtă înșiruire a acestor simptome care ar trebui să-i pună pe gânduri. În primul și în primul rând sunt modificări ale jetului urinar. Pacienții urinează sau jetul urinar este ușor întrerupt, din ce în ce mai întrerupt, de asemenea este subțiat, apar dureri sau senzații de arsură în momentul micțiunii sau în momentul urinatului. Un alt simptom care trebuie să îi pună musai pe gânduri pe ascultătorii noștri este urinatul frecvent în timpul nopții, nicturia. Da? Este o chestie care se instalează ușor-ușor, insidios, dar care devine extrem de supărătoare. Și nu în ultimul rând, prezența în urină a urmelor de sânge, a sângerărilor mai importante și de asemenea și în momentul ejaculării. Respectiv, la pacienții mai tineri pot apărea și disfuncționalități erectile. Sunt lucruri sigur care de multe ori fac ca pacienții să fie ușor jenați, da, de aceste simptome și de expunerea lor, dar nu este cazul, pentru că putem, depistându-le din stadii precoce, putem vindeca acest tip de neoplasm, așa cum o să vă și spun în minutele următoare. Doamna doctor, ca să nu ajungem la aceste simptome, când se recomandă primele investigații? Există vreo vârstă ca factor de risc? Există și trebuie să vă spun că, de fapt, există la nivel mondial o grămadă de studii care au încercat să demonstreze importanța dozării unei analize, care se numește antigenul specific prostatic, o analiză care se ia din sânge și care trebuie recoltată de la o anumită vârstă. Și acum, vârsta de recoltare variază de la caz la caz, pentru că aș vrea să încep un pic cu factorii de risc. Funcție de acești factori de risc, începem să dozăm acest antigen specific prostatic. Și principalul factor de risc îl reprezintă istoricul familial. Dacă avem în familie sau dacă ascultătorii noștri au în familie pacienți de grad, pacienți, da, până la urma urmei, bolnavi, cu diagnosticați cu acest neoplasm de prostată, vorbim de rude de grad 1, părinți, frați, bunici, atunci dozarea PSA-ului trebuie să se înceapă de la o vârstă mai fragedă, 45 de ani, da? Deci la 45 de ani trebuie să dozăm acest antigen. Frecvența, pentru că și asta este importantă, la ce interval dozăm? Se poate face pentru pacienții care, aceștia care au istoricul familial încărcat, o dată pe an. Pentru ceilalți care n-au istoricul familial încărcat,
Dozarea PSA-ului se începe de la vârstele de 55 de ani și se pot face la intervale de 2-4 ani. De ce această variabilitate între 2 și 4 de ani? Pentru că pe lângă dozarea antigenului specific prostatic, de la vârsta asta trebuie să începem să facem niște controle urologice. Deci pacienții noștri trebuie să se ducă la urolog și aceștia fac o examinare care nu e nici neapărat plăcută, dar extrem de utilă, care se numește tușeul de prostată. Sigur, la tușeul de prostată se constată dacă apar sau nu anomalii ale acestui organ extrem de mic, dar sigur cu o afecțiune destul de grave, după cum observăm. Prin urmare, intervalele astea de dozare variază și clar trebuie indicate de un medic cu competență sau abilitate în a urmări acest PSA și a face aceste examinări de tip de tușeu prostatic. Alți factori de risc, în afară de istoricul familial, mai poate fi reprezentat de obezitate, fumatul iarăși predispune un factor predispozant pentru multe cancere și inclusiv pentru acest cancer de prostată, expunerea la noxe, oamenii care lucrează în mediul toxic iarăși au această predispoziție de a dezvolta acest tip de cancer și nu în ultimul rând prostatitele, adică infecții recurente în sfera urogenitală, în speță, în sfera prostatei, care se manifestă cu dureri, cu fenomene sau, în fine, episoade, subfebrile, febrile și așa mai departe. Deci cam ăștia sunt factorii de risc care trebuie urmăriți și funcție de care un medic specialist sau poate chiar și medicul de familie poate orienta pacientul în dozarea acestui antigen specific prostatic. Ne spuneați dumneavoastră mai devreme, din păcate cancerul de prostată e o problemă destul de des întâlnită la bărbați, însă cu siguranță cu cât e depistată problema mai repede, cu atât șansele de vindecare cresc și aici voiam să ajung. Doamna doctor, ce tipuri de tratament există pentru cancerul de prostată? Din fericire, există din ce în ce mai multe tipuri de tratamente, numai pentru cancer de prostată în general. Putem să, acum eu activând în domeniul oncologic, chiar pot să vorbesc deschis și fără dubii că avem cu ce să ne tratăm pacienții. Ne dorim să-i pacienții tratați să fie cât mai puțin. Cu alte cuvinte, cancerul de prostată, în stadii incipiente, luat din pripă, este un cancer absolut curabil. Deci el este vindecabil și vindecarea se poate face prin două tipuri de manevre. Fie manevra chirurgicală clasică, care se numește prostatectomie radicală și care se efectuează cu succes de medicii noștri urologi cu multă experiență și rezultate extrem de bune, sau cu altă manevră terapeutică, care se numește radioterapie. Sigur, există pacienți care nu pot efectua intervenția chirurgicală sau sunt anumite cazuri în care radioterapia asta, care înseamnă o expunere la niște aparate speciale, care iradiază și distrug masa tumorală de la nivelul prostatei, ca și eficiență, ambele manevre terapeutice sunt echivalente, au același impact asupra neoplasmului de prostată, în sensul că asigură ambele vindecarea și supraviețuirea pe termen lung fără probleme majore. Există cancerele avansate local, deci nu cele care sunt răspândite la distanță. Acele cancere avansate local se tratează printr-o combinație terapeutică, radioterapie plus hormonoterapie, adică o terapie prin care pacientului este anihilată secreția de testosteron și, sigur, pentru stadiile metastatice, cele care sunt răspândite, ca să zicem așa, la alte organe, avem terapii de tip hormonal de ultimă generație, avem chimioterapii, avem terapii biologice, care clar au îmbunătățit de multe ori, adică de, ce să vă zic, probabil că dacă în urmă cu 15 ani, na, de cum eu am început activitatea oncologică acum vreo 17-20 de ani, media de supraviețuire a unui pacient cu cancer de prostată metastatic era undeva la 2 ani, acum putem vorbi de 7 ani, 8 ani, în funcție de cum, sigur, cum este condus tratamentul oncologic și, bineînțeles, de agresivitatea tumorii în sine. Dar oricum lucrurile s-au îmbunătățit semnificativ. Astea sunt niște vești foarte bune, pentru care vă mulțumim mult. Totul depinde de noi așadar, să ne luăm inima în dinți, să nu ne fie rușine în a recunoaște că putem avea unele probleme, să mergem la medicul urolog. Dacă sunt depistate aceste probleme, înțeleg că medicul urolog trebuie să colaboreze foarte strâns cu medicul oncolog mai departe în tratarea acestor probleme. E o colaborare între cele două. Absolut. Echipa multidisciplinară, de fapt, este cheia succesului în afecțiunile oncologice și în speță pentru cancerul de prostată. Avem nevoie nu numai de urolog, nu numai de oncolog, ci și de radioterapeut, de un imagist. Deci, iată o sumedenie de oameni cu competențe în diferite domenii pentru a manageria adecvat un diagnostic de o asemenea învergură, zicem.
Se poate face prevenție? Se poate face prevenție, există programe de screening, sigur nu neapărat atât de bine dezvoltate la noi în țară, dar există programe de screening în țările mult mai dezvoltate și cu capacități financiare, ca să zic așa, mult mai mari decât ale noastre. Clar, prevenția aduce un beneficiu indubitabil în ceea ce privește diagnosticarea precoce a pacienților. Această prevenție se face cu acel antigen specific prostatic. Spre exemplu, a fost un studiu care a cuprins un număr extraordinar de mare de pacienți, vreo 180.000 de pacienți în vreo 7 țări europene, care a tocmai asta a făcut. A luat bărbații de la vârstă de 55 de ani, cărora le-a fost dozat antigenul specific prostatic la intervale de 1 până la 3 ani și s-a constatat că făcând un astfel de program de screening pe o durată de 7 ani, a scăzut incidența cancerului de prostată, deci per ansamblu, cu 25%, ceea ce înseamnă foarte mult. Dar programele de screening, sigur, necesită pe de o parte și implicarea statului și educarea pacienților și așa mai departe, după cum bine știți. Dar lucrurile se pot schimba, fără doar și poate, pentru că și la noi, după cum bine știți, există programe de screening pentru cancerul de col uterin, pentru cancerul de sân. Deci există modalități și cred că se vor găsi și resurse și pentru acest tip de cancer. Mă gândeam și apropo de factorii de risc pe care îi aminteați dumneavoastră ceva mai devreme, printre care obezitatea și fumatul. Dacă am renunțat poate la fumat, dacă am avea ceva mai multă grijă de silueta noastră și am face mai multe exerciții fizice, mai multă mișcare, am diminua. Vreau să vă spun un lucru extrem de drăguț. La un moment dat, la un curs în fine de-al nostru, specific oncologic, unul din participanți, din profesorii care în fine ne împărtășeau din experiența dumnealor, experți în cancerul de prostată, participa în mod activ cu pacienții dumnealui la exerciții fizice zilnice. Pacienții cu neoplazie prostată sunt îndemnați la modul cel mai serios să aibă o activitate fizică extrem de intensă și susținută. Zilnic, mers pe jos, mers pe bicicletă, activitate fizică. Este foarte important pentru prevenția recidivelor. Deci, o chestie aiurea spusă, trebuie să avem cât mai multă activitate fizică și să fim cât mai slabi. Este un subiect delicat, cu atât mai mult este de aplaudat această inițiativă celor de la Astellas Pharma România de conștientizare. Doamna doctor, la final, dacă vreți să adresați un mesaj celor care ne urmăresc în aceste momente pe YouTube sau ne ascultă la radio, vă rog să o faceți. Sigur că o voi face. Îndemn pe toți ascultătorii dumneavoastră să fie atenți la ceea ce se întâmplă cu dumnealor, să nu ignore simptomele, semnele, pentru că, repet, orice lucru luat din pripă este și rezolvabil. Pe de altă parte, iarăși un alt mesaj important de transmis, chiar și în situațiile nefericite, când boala este depistată în stadii mai avansate, pacienții noștri trebuie să știe că avem resurse terapeutice, avem la nivel de România resursele acestea terapeutice și clar vom face o echipă, noi ca și medici, cu dumnealor, în a învinge acest dușman de temut. Mulțumesc mult de tot! Noi vă mulțumim, am stat de vorbă cu doamna doctor Amedei Aniță, medic primar, oncologie medicală. O zi bună și mulțumim pentru toate aceste sfaturi. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!